De ce Dumnezeu este iubire? Pentru că în general se consideră că vai, te bate Dumnezeu dacă faci asta sau faci cealaltă. Greșit. Dumnezeu este iubire pentru că El a făcut legile fizice, chimice, matematice, biologice, morale, tot ce guvernează ființarea. Și ce se află dincolo de, ce poate găsi un om dincolo de această frică de moarte? Pentru că citind din biografiile artiștilor de excepție sau ai oamenilor care au marcat lumea aceasta într-un mod special, am văzut de foarte multe ori această situație, că frica de moarte a fost un motoraj, într-adevăr, cum ați spus și dumneavoastră, pentru nevoia de cunoaștere. Odată ce ei și-au depășit această frică, și-au schimbat total viața și modul de a fi. Da, pentru că în momentul în care conștientizezi aspectele astea, ți se schimbă percepția asupra realității. Și atunci nu se mai pune accent neapărat pe bunurile materiale, pe latura asta comercială, să am bani, să am haine, să am funcții. Se deplasează pe un nivel mult mai înalt, pe aspectul ăsta legat de ființare. Adică, te așezi mai mult în rol de observator decât de evaluator. Și atunci dispare etichetarea asta, e bine, e rău, e frumos, este urât. Nu, toate lucrurile, situațiile, fenomenele sunt că sunt, nu le-am creat eu. Și atunci, modificându-ți percepția asupra realității, te așezi dintr-o cu totul altă perspectivă și vezi și descoperi alte valențe decât dacă apare frica de moarte. În momentul în care ai frică de moarte, apare frica de viață. Vai de mine, ce o să fie, vai de mine. Și intrăm pe anxietatea anticipatorii, da. Și atunci omul nu mai trăiește în prezent, nu se mai bucură de realitatea din momentul prezent. Se duce în viitor. Când te duci în viitor, operezi cu informații pe care nu le ai. Deci presupui. Și o dăm în scenarii cu grație. Da? Când și facem și ne îmbolnăvim de anxietate. Când ne ducem la evenimentele din trecut, care oricum au trecut, acolo dezvoltăm depresia. Funcționarea optimă este în prezent și în special în rol de observator. Spunea la un moment dat cineva că cea mai înaltă formă a inteligenței umane este rolul de observator. Deci când dă voie să intru în contact cu toate fațetele realității, fără să spun aia e bună, da, pot fi într-adevăr aspecte care îmi fac bine, mă ajută în evoluție și aspecte care nu mă ajută. Asta îmi dezvoltă discernământul, dar asta înseamnă că este o evaluare, este o observație care mă ajută ce? Să cunosc, să mă așez mai adecvat în propria realitate și să funcționez cum? Mai relaxat. Când am creat eu realitate, n-am creat eu lumea, da? Eu doar intru în contact cu ea și de aici intervine discernământul. Ce fac eu cu toate informațiile pe care le accesez, cum mă așez în propria mea realitate? Și abia aici intrăm într-un fenomen foarte interesant, când putem să conștientizăm că ne putem dirija noi realitatea. Ce legătură există între frica de moarte și frica de viață? Păi, dacă mi-e frică de moarte, mi-este frică să trăiesc. Zice, vai să nu mă accidentez, vai să nu mă îmbolnăvesc, vai să nu mi se întâmple nu știu ce, vai peste vai. Deci ele vin în tandem, vin simultan de obicei. Da, îmi este frică să trăiesc pentru că, de fapt, îmi este frică de moarte. Și atunci le-ai blocat pe amândouă. Cândva psihologia ar fi fost considerat un domeniu mistic sau de domeniul science fiction pentru că face invizibilul să devină vizibil și lucrează cu ceva ce nu se vede. Astăzi este ridicată la rang de știință și această știință are vreo dovadă a existenței vieții de după moarte? În ultima vreme este o explozie de informații pe subiect.
psihologia. Ce este? Ca și etimologia cuvântului. Vorbim psiho, psiche, da? Suflet. Psihologia este știința sufletului. Clar se leagă și o relație fundamentală cu spiritualitatea. Știința, da, acum știința și fizica cuantică reușesc să demonstreze foarte multe aspecte legate de acea, așa zisa viață de după, dar nu-i moarte, despre așa zisa viață și formele ei de manifestare. Până la urmă, noi suntem informații și energie, da? Și atunci această informație și energie este structurată după anumite supraconcepte, concepte, algoritmi, da? Masa, înainte să devină masă, inițial și-a imaginat-o cineva. Deci a fost la nivel de gând, la nivel de concept, o reprezentare mentală. După care ce-a făcut? A desenat-o. După ce a desenat-o, a devenit materie. Și atunci realitatea observabilă este o consecință a ceea ce se întâmplă în planurile subtile la nivel mental, la nivel de gând. De-aia spuneam mai devreme că ne putem dirija realitatea, pentru că în funcție de calitatea gândirii putem să reușim să ne creăm o realitate corespunzătoare informațiilor vehiculate. La nivelul fizic e ușor să tratăm o rană pentru că o vedem. La nivelul psihicului, unde totul este invizibil, cum putem ști chiar că avem o rană? Cum putem să le vindecăm? Sau, anticipând, este mai important, este cea mai importantă vindecarea sau acceptarea? Primordial este conștientizarea faptului că sunt într-un dezechilibru. În momentul în care îmi dau seama că este ceva în neregulă cu mine, pe jumătate sunt vindecat. Apoi este important să cer ajutor. Când simt eu că e ceva în neregulă? În momentul în care de obicei apare un conflict intrapsihic între ce-mi doresc și ce gândesc, între cele două instanțe. Pentru că la nivel de senzații, de emoții, simt ceva și vine mintea care vine cu tot altă versiune. Și atunci apare acel conflict interior. În momentul în care nu este pace între cele două instanțe, automat intrăm într-un dezechilibru. Trebuie făcută pace între cele două instanțe și acolo cerim ajutor. Și cum știm că ne-am vindecat? În momentul în care apare o senzație de liniște interioară, de pace, de acceptare, nu neapărat de fericire, fericirea e momentană, dar de obicei liniștea interioară, tihna, senzația de tihnă. Când simți că ești în acord cu propria ta ființă, cu propriile tale gânduri, cu propriile tale acțiuni. Da, pacea este o emoție atât de subtilă că poate nici nu-i dăm destul atenție uneori. Nu-i dăm atenție pentru că oamenii sunt dependenți de stimuli, de adrenalină în momentul în care își satisfac o nevoie, o curiozitate, după aceea caut alta. Când au prea mult stimul și nu mai știu ce să facă cu ei, atunci caută pacea. Da. Și mai ales vis-a-vis de bucurie și de starea de bine, îmi spunea la un moment dat o clientă, o minunată de altfel, care a avut o copilărie extrem de traumatizantă și la un moment dat discutam cu ea și îi spun, tu trebuie să înveți să te bucuri. La care a început să plângă și să-mi spună, Delia, eu nu știu ce aia să mă bucur. Deci, la nivel de stare, la nivel de trăire, ea nu experimentează bucuria, nu știa. Și era o frică, era frică să se bucure. Da, emoțiile sunt într-adevăr foarte complexe. Oamenii ori știu, ori nu știu să și le decodifice, că aici o problemă. Am decodifica propriile trăiri. Ce simt eu acum? Păi am emoții. Ok, ce fel de emoții? Sunt pozitive, sunt negative. Ce simt? Aici, într-adevăr, complicat să reușesc să-mi decodific propriile trăiri și emoții. Și abia de aici îmi dau seama, da,
sunt furioasă. Bun. Aici ar trebui să-mi pun o întrebare. Ce mă face pe mine să fiu furioasă? Da? Ce nevoie nesatisfăcută se află în spatele furiei? Și atunci nu rămân blocat doar pe emoții, încep să mai explorez. Dar ce nevoie nesatisfăcută pe care eu o pot îndeplini? Nu, nu o circumstanță exterioară. Acum depinde, depinde ce-i trece fiecăruia prin cap. Da? Pentru că în momentul în care eu mi-am identificat nevoia, da? Sunt furioasă. Ce nevoie să află? Hai să luăm un copil. Un copil care face tot felul de nezdrăvăni. Da? El se agită. Bun. Ce îl face să fie agitat și nervos? Ce nevoie nesatisfăcută? Nevoia de atenție, de obicei. Da? Și atunci, bine, aici ar trebui să observi mama. Da? Agitația copilului are în spate nevoia de atenție. Aici părintele poate să intervină, oferă atenție copilului. Dar când ajungi adult, da, e bine să înțelegi, să faci exercițiul ăsta și după ce ai identificat ce nevoie ai, cauți soluții în vederea satisfacerii acelei nevoi. Care este o hrană mai subtilă pentru un psihic sănătos? Dacă fizicul are nevoie de un anumit tip de hrană, atunci ce îi dăm psihicului? Ce îi dăm psihicului? Haideți să vă spun ce dăm psihicului. După nu știu câți ani de cercetări am ajuns la concluzia că particula gând este sursa disarmoniei. Gândul. Gândul are viteză mai mare decât viteza luminii, n-am zis-o eu, o zic alții mai deștepți ca mine, fizicieni, care au ajuns la această concluzie. În momentul în care a emis gândul, el a și ajuns la destinație. Nu există spațiu, nu există timp. În dimensiunea asta, da. Da, acolo nu. Și atunci, s-a constatat că gândul de atac este sursa disarmoniei pe toate planurile. Gândul de atac la adresa ta te transformă în sinucigaș. De ce? Informația circulă pe sistemul nervos, energia pe sistem endocrin. La nivel de hipotalamus, se întâlnește gândul, informația cu energia. Dacă este un gând de o frecvență joasă, comanda la nivel de hipotalamus este diferită de cea a unui gând de frecvență înaltă. Și atunci, când începem și ne criticăm, ne judecăm că nu sunt suficient de bun, că n-am făcut aia, că n-am făcut aia, gândurile sunt de o frecvență joasă, în interacțiunii cu sistem nervos cu sistem endocrin, secretă cortizol, secretă adrenalină, sunt 2 milioane de reacții chimice pe secundă în organism și atunci, în funcție de calitatea informației, reacțiile chimice sunt diferite. Și practic de aici se declanșează toate, așa zisele boli, toate acele dezechilibri pe structura fizică. Tot ce înseamnă dezechilibru pe structura fizică vine de la calitatea gândirii. Să fie foarte clar. Și atunci, gândesc negativ la adresa mea, mă transform în sinucigaș, gândesc negativ la adresa celuilalt, mă transform în criminal. Dar până când îl agresez pe celălalt, la nivel informațional, ca și gând, dezechilibrul ăla trece tot prin structura mea fizică. De-aia și la biserică spune, da, boala ce e? Cauza păcatului. Păi, păcatul ce este? Hai să clarificăm subiectul ăsta, da? Dumnezeu este iubirii. De ce Dumnezeu este iubirii? Pentru că, în general, se consideră că vai, te bate Dumnezeu dacă faci asta sau faci cealaltă. Greșit. Dumnezeu este iubirii pentru că El a făcut legile fizice, chimice, matematice, biologice, morale, tot ce guvernează ființarea. Și tot ce guvernează relațiile și funcționarea, da, el a făcut galaxii, planete, da? De unde Pământul nu stă pe nimic, nu? Sunt niște reguli matematice care guvernează tot ce înseamnă ființare, da? Și fizice și de toate. Aici am crezut. Așa. Și apoi, păcatul, ce este? Păcatul este definit ca lipsă de iubire. Ce înseamnă? Că am încălcat niște legi ale lui Doamne, Doamne. Da? Și atunci această lipsă de iubire, ce facem cu ea? Ce este ea? Este o greșeală pe care trebuie să o corectez. Și cu cât voi persevera în această greșeală, îmi voi atrage același tip de agresiuni până când îmi voi învăța lecția și mă voi întoarce în legea iubirii.
Da? De aceea, păcatul nu este o greșeală, nu este, este o greșeală care trebuie corectată și nu e un rău care trebuie pedepsit. Oamenii aici, aici au o problemă. Pe ideea de pedeapsă. Nu-L iubesc pe Dumnezeu, că Dumnezeu mă pedepsește. Nu, Dumnezeu te pedepsește, tu îți atragi agresiunea din cauza gândirii. Da, o gândire ostilă la adresa ta, gândire ostilă la adresa celuilalt. Și în momentul ăla, hrana nu mai e cea care trebuie, este o travă. Deci acolo hrana, sufletul este gândul de iubire. Și deci singura formă de perfecțiune este iubirea. Da. Și până una alta e întoarcerea la Doamne. Doamne, indiferent de ce alte idei și păreri ai, dacă nu ai conexiunea cu Dumnezeu, nu ești nicăieri.